Rezistența anticomunistă românească. Ce-o mai fi și asta? Păi, o definiție riguroasă ar fi. Rezistența anticomunistă este o mișcare populară de luptă împotriva dictaturii Partidului Comunist Român. Această mișcare a activat din anul 1944 și a durat timp de mai mult de 30 de ani. În orice subiect istoric, este important să vedem geneza unui eveniment. Aici, ca o paranteză, putem aminti și factorii determinanți începerii evenimentului, desfășurarea propriu-zisă a evenimentului, dar și țintele sau scopul pe care acest eveniment istoric le urmărește. Când vorbim despre rezistența anticomunistă, detalii și fapte istorice sunt multe. Noi am încercat să sintetizăm, mai ales că trebuie să ne concentrăm mai mult pe gruparea Haiducii Mușcelului. Rezistența anticomunistă ia naștere în primă fază în martie 1944, când Armata Roșie invadează Bucovina de Nord, provincie a regatului României. Românii, văzându-se amenințați, iau măsuri, iar prima rezistență este organizată de Marele Stat Major Român, care întemeiază un batalion de rezistență format exclusiv din români, o mare parte fiind voluntari. Lucrurile se schimbă însă la 23 august 1944, că România se alătură aliaților și declară război Germaniei naziste. Prin această alianță, trupele sovietice au făcut practic ce au vrut pe teritoriul României, acestea dispunând de o libertate totală odată cu înlăturarea ultimelor forțe germane. Aici este și perioada când România pierde autoritatea Basarabiei și Bucovinei și e perioada când batalionul de rezistență despre care vorbeam la început e dizolvat, menținându-se totuși active unele trupe în munți, dar urmărite de NKVD. Printre factorii care au determinat așa zisa reîncepere a rezistenței se numără și fraudarea masivă a legilor generale din România anului 1946, într-o țară ocupată de altfel integral de trupele sovietice. Astfel că acest lucru determină fuziunea trupelor anticomuniste care au mai rămas active cu speranța că vor primi ajutor din vest, lucru care nu se întâmplă. Cu toate acestea, la începutul toamnei anului 1948, în ciuda dispariției oricărei coordonări, grupări mici, uneori chiar simpli indivizi, au intrat în clandestinitate în Munții Carpați. E de menționat faptul că membrii care constituiau aceste grupări făceau parte din cam toate păturile sociale, țărani, muncitori, coloneli, maiori, etc. Aceste grupări trebuie menționat că au ajuns să fie foarte numeroase, undeva la 1000 de grupări. Dar dintre acestea, doar o mică parte au fost importante, iar prin importanță înțelegem fie numărul de membri, fie acțiunile excepționale întreprinse, sau urma vie pe care au lăsat-o în regiunile în care au combătut. Absența unei reacții militare a Occidentului, pe lângă condițiile de subzistență extrem de dure, la care se adaugă și dificultatea înfruntării unui inamic ce dispunea de forțe disproporționate pentru a-i combate, va duce la distrugerea grupărilor în anii 50. Dar până la distrugerea lor, vorbim despre gruparea Haiducii Mușcelului. Grupare care e formată și condusă de colonelul Gheorghe Arsenescu, în anul 1948. Haideți să vedem acum de unde numele Haiducii Mușcelului. Haiduc, conform Dexului, este un răzvrătit împotriva ordinii stabilite, care trăiește singur sau încete în păduri. Caracterizare exactă a grupării noastre anticomuniste. Iar Mușcel vine de la județul în care a fost întemeiată gruparea, nordul județului Mușcel, mai exact. Poate ați auzit și de Toma Arnăuțoiu. Ce e cu acest om? Păi Gheorghe Arsenescu demarează tratative la București cu membrii familiei unui tânăr militar trecut în rezervă în 1947, locotenentul de cavalerie Toma Arnăuțoiu, pentru formarea unui nucleu similar în zona Nocșoara din județul Mușcel. Doar că aceste tratative stagnează, gruparea lui Arsenescu fiind compromise de un tânăr cu numele de Traian Marinescu Geagu. Acesta a fost luat în vizor de către securitate, iar în perioada iernii, pentru că acest tânăr nu a stat ascuns și nu a rămas inactiv, gruparea Haiducii Mușcelului a fost depistată. Securitatea l-a chinuit mult și l-a zdrobit psihic pe Traian, până când acesta a fost nevoit să-i deconspire pe găzduitorii săi, cât și întreaga rețea clandestină creată cu mare trudă de Arsenescu. Că despre Arsenescu, pentru el se dă o mare fugă, încercând să scape de securitate.
În fuga lui ajunge pe 1 aprilie 1949 la Nucșoara, unde putem spune că predă gruparea haiducii Mușcelului în mâinile lui Toma Arnăuțoiu, despre care vorbeam adineori. În cele din urmă, Arsenescu este prins și executat la 26 februarie 1962. Spre meritul său, Gheorghe Arsenescu nu a tras după sine și alte persoane, pentru că a păstrat regulile conspirativității, neținând vreun jurnal sau evidențe. Aceasta spre deosebire de neglijențele comise de membrii ai grupării conduse de frații Arnăuțoiu. În acest caz au fost condamnate inclusiv persoanele care au dat fugarilor o țigară, pentru că gestul fusese trecut în caiet. După cum puteți vedea, în cadrul acestei grupări istoria e lungă, cu lux de amănunte. Un lucru care trebuie menționat e faptul că această grupare s-a remarcat prin faptul că, deși gruparea haiducii Mușcelului a funcționat efectiv mai puțin de un an, adică ianuarie 1948 până în 21 septembrie 1948, ea a fost continuată pentru mai bine de 10 ani, reprezentând astfel cea mai longevivă și puternică grupare anticomunistă din Europa, lucru care s-a realizat cu sprijinul venit din partea a aproximativ 100 de persoane, din care făcea parte și Elisabeta Rizea, o eroină a luptei anticomuniste. Acum la încheiere rămâne întrebarea, cu ce mă ajută pe mine să știu aceste lucruri? Ne ajută să vedem că poporul român a avut oameni care, în ciuda amenințării cu moartea, au avut curajul să spună nu în fața corupției. Ne ajută să înțelegem că poporul român a fost, este și va fi un popor de oameni care luptă pentru o lume mai bună. Acesta a fost proiectul nostru, sperăm că v-a plăcut. Ca bibliografie ne-am folosit de site-urile Historia și Wikipedia. Link-urile le aveți în imaginea următoare.